Se apropie finalul serii, dar nu înainte să intre în scenă cea mai, una dintre cele mai iubite formații de muzică pop-rock din România. A fost înființată în anul 1982. În anul 2005, trupa a câștigat premiul pentru cea mai bună prestație a unei trupe românești. De asemenea, în 2015, Voltaj a reprezentat România la concursul muzical Eurovision cu piesa De la capăt. În finală s-a clasat pe locul 15 din 27 de țări. Orice succes se clădește pe renunțări, așa cum chiar membrii formației consideră. Și deși au renunțat la o mare parte din viața personală, la timpul lor liber, aceștia declară că recuperează toată energia de la public. Avem nevoie de voi în seara asta, de voi puternici și cu toată energia pe care o aveți. Deci ei consideră că starea dumneavoastră de euforie de după concert, dar și din timpul concertului, este cea care răsplătește munca acestora, dar și drumurile care îi duc de acasă în diferite colțuri ale țării. Iată că drumurile lor astăzi au ajuns până la Vaslui. Dar pentru ca ei să urce pe scenă, v-am spus, vreau să aud Gălăgie, Vaslui, cum nu a mai fost. Crezi că sunt pregătiți sau mai vorbim, mai descriem? Poate nu v-ați dat seama despre cine este vorba. Câteva dintre melodiile reprezentative cu care aceștia s-au remarcat și s-au făcut apreciați în rândul publicului sunt De mâine, 3D, De la capăt, Tu, Povestea oricui, Lumea e a mea, Dă vina pe mine, sau chiar piesa care a devenit sinonim pentru această trupă, 20. Vreau să aud în această seară câți dintre vasluienii aceștia frumoși din fața noastră se simt ca la 20 de ani. Publicul nostru este cel mai tânăr public care a putut fi vreodată adunat la un concert, nu-i așa, Alex? Dragii mei, vreau să aud de la voi, până să anunțăm noi cine va urca pe scenă, vreau să aud de la voi numele trupei. Băieții trebuie să fie mai încurajați decât atât. Avem încredere că vasluienii sunt mai puternici în glas decât atât. Să strigăm de 3 ori numele trupei care urmează să urce pe scena din Vaslui. Mai tare! Doamnelor și domnilor, invităm în această seară trupa Voltaj! Thank you.
să zic să ajungi. Cei care au ridica mâna, da? Facem un print test. Zici eu ceva și vreau, eu mă vreau să au de același lucru de la voi, da? Lăsați-o un pic de joc, uitare. Ceea ce urmează acum este o mică bucățică din povestea noastră și suntem convinși că și din povestea voastră. Tocmai de aceea am spus acestei piese povestea oricui. La piesa asta, la refren, nu trebuie să știți versuri. Trebuie să cântați un O, dar trebuie să o faceți așa cu toată forța. Aveți chef? Aveți energie? Și ce din spate?
spate. Perfect. Și ce din stânga, și ce din dreapta. Vreau să vă ascultă piesa asta, cât vă ține glasul, da? Se numește Povestea în noi. Spune cam așa. Și ce dacă până acum n-am prea avut noroc? Și pe așa. Am să mă scot, dar las noi. Ce? Și ce dragă până acum n-am prea avut noroc. Sunt la cerata și găsiam să mă scot. Pot să jur că asta e povestea oricui. De când afli ce e banul, în zi de zi ales ajunge drumul lui. Și trece anume. Crede bine mereu și dă-l înapoi. Obosește microfon așa că da! Și ce dată până acum n-am prea avut noroc. Să-l vă spun eu! Se face rata și doziam să mă scot. Vine înapoi! Mai devreme. Și la piesa următoare o să avem nevoie de ele. Încercăm? Vreau să vedem dacă sunteți o echipă unită aici la Vaslui și dacă puteți să bateți în același fel din pat. Uite ca așa. 1, 2, 3, asta e toată mișcarea. Hai să zic cât mai mult. 1, 2, 3. Hai că începe să se vadă bine. 1, 2, 3. Bine, Vaslui! Asta e. Piesa asta merge tot să cântați. 1, 2, 3. Mi s-a pus. Orice aș face nu-i destul de bine. Mi s-a pus. Când nu mai știi ce să faci, ai putea să încerci să taci. Ia să vă mulțumesc. Asta e.
știi ce-i bine pentru mine. Mi s-a pus. Nu vrei să înțelegi încep să mă stresez. Și dacă nu mă pierd pe tine, dacă vreau să pierd o noapte până zi, și dacă vreau să uit de mine, și zi, mersi, mai rău nu mă fi. Și dacă nu mă pierd pe tine, o să vede, nu opriți, până acolo în spate, vreau să vă mânuțe la aer. Și dacă nu mă pierd de tine, dacă vreau să pierd o noapte până zi, și dacă vreau să uit de mine, și zi, de zi, mai rău nu mai fi. Și dacă nu mă pierd de tine, știi ce să faci, ai putea să încerci să taci. Patri! Ia să facă! Dacă doamna a mai fost de multă vreme pe la voi, în seara asta vrem să vă cântăm și piese mai noi, nu doar cele de prin anii 2000. Și am văzut că vă descurcați foarte bine, că prindeți versurile așa, la al doilea refren deja cântați foarte bine. Așa că ceea ce urmează acum o să fie floare la ureche, pentru că e cel mai simplu refren pe care l-am compus noi vreodată. Și e pentru oamenii îndrăgostiți. Avem oameni îndrăgostiți aici? Sună așa. Sunt un pic, pic. Și ăsta-i tot, zice, zici? Nimănului doresc să fie fierea mea, oricât de mult încerc. Pot să schimb ceva, că nu e GPS să mă conducă la ea. Deși mergea perfect cu altcineva. Pe patul nostru stres, doar poza e de Facebook. Și dacă o țin așa, sigur ajung la balamul. Sunt praf și mă gândesc tot timpul la ea. Aș fi băgat mâna în foc, că n-ajung așa. Să mă dați voi! Sunt un pic picur, eu de voi! Sunt un pic pic. Sunt un pic, pic. Sunt un pic, pic. Mi-am promis că la 8 ne vedem la ea la bloc. Pariu că din nou n-o să vină și-n loc. Să mă lase-n sfârșit, la final să o sărut. O să-mi lase un, că n-am mai putut. Ii zic s-o las în pace, că nu e de nasul meu. Ii zic că n-o să iasă niciodată cum vreau eu. I got the bitch, but I don't give a damn. I love just for her, I am the perfect man. Sunt un pic, pic. Bine v-ați lui. Sunt un pic, pic. Sunt un pic, pic. Eu de voi. Sunt un pic, pic. Adriane, bagă tema. Măcar nu îmi răspunde la salut, dar ajunge să-mi zâmbească și o iau de la început. Câteodată simt că ăsta-i doar un cântec pentru surzi. Dacă l-ai cântat și tu, arată-mi că la ușii zi. Hey!
dragilor, foarte bine ați cântat piesa asta. V-am zis eu că nici refrenul n-a fost greu, dar și voi aveți vocea la voi. Bravo! Următorul refren spune așa: hai sus dacă ești bengos în noaptea asta, e clar în vas, lui nimeni nu trebuie să lase mâinile jos! Așadar, pentru vas lui, puneți mâinile în aer și facem niște mișcări așa, să aducem mare aici, de la stânga la dreapta, facem balul mare! 1, 2, 1, 2, aha! Asta trebuie filmat! Super, Joana! Bine, vas lui! Shake, shake! Hai noaptea asta să uiți de tot, hai să vezi dacă băieții să se învârtă ca mai pot. Hai cu mine acum și nu mai sta jos, hai să vezi fetițele cum și nu să dea din dos. Ține mâinile sus și nu aștepta să vină jandarmii să ne pună, e așa. Nu mai sta, nu mai sta, nu mai sta, pe bune, frate. Hai cu mine acum, e vremea ta. Hai sus, dacă ești în gos, în noaptea asta-i clar, nu mai sta, eric sau jos. Hai sus, dacă ești în gos, locul tău este pe masă și-al paharelor pe jos. Te vorbește DJ și mă ascultați, puneți mâna pe butoane și împingeți niște bas. Nu contează că-n jur la vă posele, câtă vreme te distrezi și te simt diferit. Ține mâinile sus și nu aștepta să vină jandarmii să te pună, e așa. Nu mai sta, nu mai sta, nu mai sta pe bune, frate. Hai cu mine acum, e vremea ta. Hai sus, dacă ești în gos, în noaptea asta-i clar, nu mai feri sau jos. Hai sus, dacă ești în gos, locul tău este pe masă și al paharelor pe jos. Și acum noi vrem să facem un salut pentru Vaslui, împreună cu voi, cu brațele și cu voci, așa, așa. Ține mâinile sus și nu aștepta să vină mascații să te pună, e așa. Nu mai sta, nu mai sta, nu mai sta pe bune, frate. Hai cu mine acum, e vremea ta. Hai sus, dacă ești în dos, în noaptea asta-i clar, nu mai fraieri stau jos. Hai sus, dacă ești în gos, locul tău este pe masă și-al paharelor pe jos. Hai sus, dacă ești în gos, în noaptea asta-i clar, nu mai fraieri stau jos. Hai sus, dacă ești în gos, locul tău este pe masă și-al paharelor pe jos. Încă lasă la final! Încerc să-mi dau seama în ce parte are lumea mai multă energie. Am corpul ăsta aici mare în față, din cordel nu văd ce se întâmplă, adică n-am o parte centrală, am doar o parte stângă și o parte dreaptă. Acolo e călăcia mai mare. În stânga. Adică e partea ta și de asta nu trebuie să ții de acolo niște roșii, ouă, din asta, ce oameni ăștia pe la ei. Eu zic că partea dreaptă e mai călăgioasă. Facem un pariu? Uite, uite, tu vezi că dreapta o să cânte mai tare decât stânga. Dai o mere la da? Pariu. Bine în dreapta și un pic mai puțin, să știi. Dai, auzi, auzi. Ce parte vrei să începi? Dreapta, da? Bine, hai să-l arătăm dreapta, ce putem, da? Zi, hei! Ok, zi,
să vedem așa. Hey, ceva mai greu, ca să putem să-l diferențiem. Începem ceva mai greu, dreapta. E o piesă din asta, Evergreen. Sigur ați auzit-o cândva în piața voastră. Că sunteți mici, că sunteți mari, nu contează. Te gândești pe stadioane și sună cam așa. Stai cum e, așa. Na, 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 na. Yeah. O știți? Da? Hai să încercăm. Na, 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 na. Să recunosc, hai, dar aici să știți, dreapta a fost foarte tare, dar sunteți mai puțin. Aici foarte mult, domnule, foarte mult, s-au scris în partea stângă. Hai să vedem cum s-ar auzi dacă și stânga și dreapta a cânta când poate tare. Dacă ne aude lumea care s-a culcat pe la marginea orașului, ce ziceți, încercăm? Ha? Asta mă numărul și stânga și dreapta. Începem, da? Na, 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 și... Numai fraierii s-au jos, ai sus. Dacă ești în jos, locul tău e frânt de masă și al mahare mușel. Jos! Urmă cu 4 ani am pornit o campanie de sprijinire a copiilor rămași singuri acasă fără părinți. În România a fost o situație dramatică. În 2007, când s-au deschis granițele, foarte, foarte multe, multă lume a plecat și foarte, foarte multă lume și-a lăsat copiii acasă pentru că nu au avut altă posibilitate. Și în 2007 existau 300.000 de astfel de copii în România. După 10 ani, situația s-a îmbunătățit. Sunt doar câteva zeci de mii, dar cu toate astea încă foarte, foarte multe zeci de mii. Și nu e normal să fie așa, pentru că fiecare copil trebuie să crească lângă părinții lui. Probabil că printre voi chiar sunt oameni care, poate cumva chiar sunt în vacanță și au venit de undeva de afară. Există? Sau poate știți prieteni sau alte familii care au trecut prin asta sau trec prin asta. Important este să fim alături de copiii rămași singuri acasă și să facem cumva noi și împreună cu cei care au într-adevăr puterea în mână să îi aducem pe copii lângă părinților. Fie că îi duc dincolo de granițe, fie că se întorc părinții acasă, dar copiii trebuie să crească lângă părinților. Doar așa pot să fie sănătoși din punct de vedere emoțional și fiind viitorul României, ei trebuie să crească emoțional bine, astfel încât peste 20 de ani să avem datorită lor o Românie frumoasă. Aș vrea pentru fiecare dintre acești copii să aprindem în mod simbolic o lumină ca ei să știe că nu sunt singuri și că pot să o ia de la capăt. Cât mai multe lumini să vreau să fie. Cântec de-ar fi viața mea, vesel, trist, tot l-aș cânta, nu aș rata nicio notă. Patricia! L-aș înmăta până la mare, l-aș urma, m-aș opri niciodată. Știi că viața n-are buton derivat,
să întorci ce ai pierdut. Nu poți nici să pui pe pauză când știi ce ne făcut. Dacă mâine noaptea n-ar mai avea dostea, într-un aventur spre tine ar supla, tu ai fi un bibur, tu ai fi un bibur să mor, să mor, să iau de spre țări calde pleacă zbor, atunci când e-n suflet iarna. Poate nu le va găsi, poate se va prăbuși, dar nu renunță vreodată să știi. Corul Fantasia din Vaslui! Aș bucura chiar și-o noapte întreagă spre zorii care ai fi tu. Ploile n-ar putea să înțeleagă de ce încarc când sunt acut. Din Austria și fiind foarte mândri că am reprezentat România și simțind în final o întreagă țară în spatele nostru, am venit plin de energie și ne-am gândit că trebuie să facem mai mult pentru țara noastră, trebuie să încercăm să schimbăm imaginea pe alocuri a țării noastre, că există la noi locuri frumoase, există români valoroși, campion mondial, uite la ora asta, numărul 1 mondial în tenis, joacă finala de la Montreal, nu știu cât e scorul, poate știți voi, primul set l-a câștigat Simona, în setul 2 conducea cealaltă, dar poate până la ora asta deja Simona a câștigat un nou trofeu. Știe cineva? Nu știe. Nici nu contează. E un an foarte important pentru noi românii. Sunt 100 de ani de la Marea Unire. E un centenar pe care trebuie să-l sărbătorim fiind foarte uniți. Și în zilele astea trecem prin niște momente în care suntem, zic eu, prea dezbinați și trebuie să ne unim cu toții forțele, să încercăm să facem lucruri bune în țara noastră, astfel încât să nu mai avem nici copii rămași singuri acasă fără părinți, nici oameni prea mulți plecați dincolo de graniță, să aibă posibilitatea să-și crească familiile aici la noi în țară. Și asta putem să o facem de la cel mai mic până la cei de sus, care trebuie să se gândească la noi, cei de jos, și să încerce să facă lucruri bune pentru țara asta, în primul rând, și nu pentru ei. Trebuie să facă lucruri bune pentru România. Unii o fac foarte bine, unii mai puțin, dar important este ca în acest an, când se împlinesc 100 de ani de Românie mare, să fim uniți și să încercăm cu toții să ducem România asta acolo unde ne dorim fiecare dintre noi. Am făcut piesa asta, vă spun, cu mâna pe inimă, am făcut-o din toată inima pentru România și la fel vrem să o cântăm în seara asta, din toată inima pentru toți românii. Și dacă sunt români mândri că sunt români aici la Vaslui, la piesa asta chiar trebuie să dea toată energia pe care o au, da? Corul Fantasia din Vaslui.
bas lui, voltaj și bas lui. Într-un singur glas pentru România, da? Am mers pe sârmă de 1000 de ori și nici măcar nu am avut vreun antrenor, nici vreun ajutor. Ce liniște s-a făcut! Eu credeam că ele o să părăsească scena în multe, multe aplauze, așa că mai ales că de la voi, de aici, de la Vaslui, așa credeam eu. Sunt foarte mândru de voi, foarte mândru! Deci, de fiecare dată când la refrenul piesei astea aud români așa cântând din tot sufletul, pur și simplu, pur și simplu, îmi cere inima s-o mai spun o dată. Cei care simt la fel să înceapă nebunia. Bravo, români, și la mulți ani, avem 100 de ani, suntem tineri, tinerei. Trebuie să rămânem uniți.
Hai, cântăm? Ok. Gata mea, să experimentăm ceva. Și-mi spune ce mult i-a plăcut, că ne-a polemizat de mult. Și îmi șoptește că ar mai vrea. Sau ce? Gata mea, smog! E atât de scurtă vara și e plin de flot. Te înconjoară și pleacă să tu parfumul în loc. Ia să văd dacă vin oamenii. Deci încep eu. Din nebunia te vreau să aleg și alte flori, așa. Cu o mimozaș încerca, aha, să experimentez. Da, să nu mai fie așa. Pidită. Când o atins să se și să-și dorească lângă ea. Gata mea, văzlui! E atât de scurtă vara și e plin de flori. Te înconjoară și te acasă cu parfumul lor. Ciflare îmi pare ca o albiuță, vrei să-l scoți. E atât de scurtă vara asta și e plin de flori. Vă mulțumim frumos, văzlui! Mulțumim primăriei văzlui că s-a gândit să ne cheie după mai bine de 10 ani. Ne-am bucurat să fim în fața voastră. Mai vrem un refren de la voi și puteți să plecăm. 1, 2, 3! E atât de scurtă, e înconjoară și din floare în floare. E atât de scurtă, e atât de scurtă vara și e plin de te înconjoară și de acasă cu parfumul lor. Ceva că la începutul concertului zicea prezentatorul, a zis așa: a, dă vina pe mine. Așa zicea, dă vina pe mine, da? Nu înțeleg de ce și-a asumat el vina când noi ne-am asumat-o de acum 6 ani, cred. Și am spus, dă vina pe Voltaj. Eu zic să ne asumăm noi în continuare. Sperăm noi că v-ați simțit bine. V-ați simțit bine? Dar dacă nu v-ați simțit bine, acum e momentul să dați vina pe noi de asemenea. Dă vina pe Voltaj! Noi o să mai dăm cu niște pop pe la picioare. Ne place să vă vedem în aer. În aer, arsuriul în aer. Ia să vedem, să vedem, să vedem! Mama, dacă te-a făcut așa frumoasă,
Vântul care are suflă-n buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care simți vibrând în difuzoare. Cine? Oliver Căia. Soarele care din umbra să răsară, basluiu ca nu se mai satură să sară. Cec și cică că nu se rugă, basistul meu că bag acum slepo. Zorii-mi întreabă de ce nu mă culc. Soarele spune că am stat prea mult. Visele mele cer să strig așa, de viața mea, de vina pe an. Zorii-mi întreabă de ce nu mă culc. Soarele spune că am stat prea mult. Visele mele cer să strig așa, de viața mea, de vina pe an. Până să ne revedem, a fost o plăcere și o onoare să fim în fața voastră. Cu la-la-la terminăm seara asta, dar cu la-la-la mâine micile, hai începem, încet asta. La-la-la. Acasă, că mâine e luni. Da, bă, copiii sunt vacanță, dar părinții s-or duce și ei la serviciul ăsta, nu? Bă, pe bune, oprește. Vreau să vă rog ceva, Vasloi. Puteți să mă ajutați cu ceva? Promiteți? E ceva foarte simplu. Vă rog frumos, puneți-i să se oprească. Acum două secunde mi-a zis da și că mi-a promis că mă ajutați. Vă rog frumos, spuneți să oprească presa până la 5 dimineața în sare să bată tot. Dar nici voi nu sunteți sănătoși. Hai, poate mă bazez de dreapta, spuneți și voi să oprească. Mă, câtă energie, deci... O stradă plină de lucruri frumoase și bune de mâncat sau de băut. Facem așa. Cine se oprește primul, dă o bere, da? Adică, dacă voi vă opriți primii, puneți mână de la mână, îi luați lui Oliver o bere și dați o bere. Dacă el se oprește primul, ghinion. Poate cardul, la cei sub 18 ani apă, suc, la cei mai mari bere, da? Sunteți de acord? Ok, el a făcut o concurs. Cine se oprește primul, dă bere. Jandarmeriei, primăriei, dar până la 5 dimineața o să facem zgomot așa aici, că nimeni nu vrea să renunțe. Hai, oprește-te, bă, bun! Opriți-vă voi, vă rog! A fost o glumă, gata!
o bere, pe bune! Uite-mă, și mai sunt și copii în fața aici. Vă rog, copiii sub 12 ani, să închideți ochii. E ca la filmele alea care nu vă lasă să vă uitați părinții, ca să nu aveți un șoc emoțional. O să fac un gest brutal ca să opresc toată gălăgia asta din vasului. Vă rog să închideți ochii, copii, că mă duc să-i smulg piciorul ăla cu care lovește toba mare. Pe bună, oprește-te! Oprește-te, mă! Așa? În sfârșit! Am așteptat să fie liniște. Am nevoie de un picior? Am... Îi mai dau piciorul înapoi? Bine, mă, hai să-ți dau piciorul ea. Dar să mi-l dai tot pe ăla, da? Bine că nu mai funcționează, măcar în seara asta e liniște. Da. Acolo nu s-a oprit, tu văd că mai merge. Dragii mei, este o mare bucurie și tocmai de asta vă cântă oda bucuriei din spatele tobelor Oliver. I se adaugă de la clape colegului Adrian. De aici, de la pas, vă salută Vali. Și din dreapta, de la chitară, vă salută și Gabi. Mai cântăm un pic. Voi mai vreți? Da? Bine! Hey! Să-mi zici pe bune chiar acum, să stau sau să îmi văd de drum. Pe mine te mai întreba, eu din vas lui n-aș mai pleca. Așa că-ți curci la piept, să îți mai cânt sau vrei să plec. Așa, vreau să aud da, 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 da. Rămâi aici pe mâna mea, da, da, da. Și mâine când te vei trezi, da, da, da. Hai să fii rupt, dar vei zâmbi, da, da, da. Îți scurci la piept, vrei să stau sau vrei să plec. Cum să fie? Vrei să stau sau vrei să plec? Vrei să stau sau vrei să plec? Dacă stau de zi cu mine, și dacă pleci vin după tine, așa că oricum n-ai cum să scap. De atâta timp în fața ta, mă simt de parcă aș visa. Și dacă ai să încerci să te. Nu știu ce naiba am să fac. Așa că strig ajutor. Mă lasă când sau altfel mor. Aici la vasului, față vas. Vreau să văd așa. Mâna sunt cine cu mine. Vrei
să plec și dacă stau le țin cu mine și dacă plec și după tine așa de scurci noapte. Vrei să stau sau vrei să plec? Eu cred totuși că e un pic cam târziu. Auzi, am câștigat Simona Halep. Păi, da, dar uite, ăștia sunt ceva ce să caște deja. Nu cască nimeni, cască copii. Hai cu un refren, mă! Vrea cineva la Nani? Unu singur! Vrei să stau sau vrei să vrei să vrei să vrei să stau sau vrei să vrei să dacă stau de tine cu mine și dacă pleci după tine așa că scurt și noapte. Vrei să stau sau vrei să prost. Ce fel de oameni sunteți? Papule! Bunele, sunteți aici într-un oraș frumos, în centrul orașului vostru frumos. Și urlați! Mâinile pe sus! Săriți! Bunele, ce fel de oameni sunteți voi? Papule! Sunteți niște oameni care știu să-și trăiască viața ca la 20 de ani. Pentru asta ne înclinăm în fața voastră, dragii mei! De fapt, ăsta e lucrul cel mai important, nu ce scrie la noi în buletin, că anii trec. Și să rămânem aici în suflet mereu de 20 de ani. Cine simte că are suflet 20 de ani? Să gândim cu noi și piesa asta! Pentru o româncă de nota 20, Simona Halep! Și pentru un oraș de 920, spune acum, trăiți acum, viața e frumoasă.
voi, vă iubim! Ați fost în nota 20 și o să plecăm de aici cu o amintire de neuitat, pentru care vă mulțumim și ne înclinăm în fața voastră. Mulțumim, Bazoi! Încă o dată aici pe scenă au fost Vali, Adrian, Oliver, Gabi și la acest microfon Călin. Mulțumim, Bazoi! Acum întreg publicul se simte ca la 20 de ani și iată ce atmosferă frumoasă, nu-i așa, Alex? Pentru o primă seară, eu mă simt minunat, dar, dragi vasluieni, mai urmează încă 3 seri, cel puțin la fel de frumoase ca aceasta, pentru că, iată, voi faceți ca totul să fie frumos, voi creați atmosfera, primăria și Consiliul Local vă aduce și vă pune la dispoziție artiști de renume, dragii mei. Vă mulțumim că ați fost atât de minunați, vă mulțumim că ați făcut din această seară una specială. Vaslui este frumos pentru că voi, dragi vasluieni, sunteți frumoși. Am fost Andreea Roiu și Alexandru Ababei și nu uitați, mâine de la ora 20 vă dăm întâlnire în același loc cu multe alte surprize. O seară cât mai frumoasă!